Calea pe care o parcurge o carte, de la ideile autorului până la inima cititorului, este presărată cu multă muncă și migală. Primul drum pe care îl face manuscrisul este până la editură, unde este citit, aranjat și tehnoredactat. Editura trimite cartea la tipografie, unde au loc imprimarea și legarea. Totul se face cu atenție și cu grijă pentru cuvintele adăpostite între copertele cărților pe care le iubiți atât de mult. Știm asta foarte bine, pentru că la Cuza se face carte de peste 150 de ani.